Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este fostul ministru al finanțelor, doamna Mariana Dulășteanu. Doamna ministru, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Doamna Dulășteanu, haideți la subiect direct. La data de 20 mai, dumneavoastră ați anunțat că plecați din fruntea Partidului Legii și Dreptății. Câteva întrebări la tema asta, dar apărând ați spus că sunt motive personale, dacă e așa, eu nu vă întreb care sunt ele, dar demisia din cadrul formațiunii nu înseamnă renunțarea mea la politică, ați spus dumneavoastră. Asta cum să înțelegem? Noi plecați din fruntea unui partid, dar nu plecați din politică? Deci, într-adevăr, a fost o decizie personală pe care am gândit-o de ceva timp, am analizat-o și în contextul situației că aveam un război în regiune și în contextul că Republica Moldova, deci, se află permanent în stare de urgență, deci este foarte dificil să faci ceva. Inclusiv am luat în considerațiune și apelul doamnei președinte de a ne consolida toate partidele politice în această situație, chiar dacă Partidul Legii și Dreptății nu a fost invitat la acea ședință. Nu știm de ce. Nu știm, deci nici nu mă deranjează. Și am hotărât că totuși este un moment de a mă retrage, pentru că doresc să contribui mai mult în țara în care am revenit și eu vreau să vă spun că m-am localizat de 2 săptămâni aici, deci voi munci și sta mai mult în Republica Moldova. Din punct de vedere a proiectului politic pe care doresc să-l lansez, este în analiză, însă cu certitudine nu voi pleca din politică, deci am o dorință personală în baza celor reușite în cariera mea profesională să contribuie la dezvoltarea acestei țări și mai mult ca atâta să-mi îndeplinesc misiunea, pentru că în campania electorală în care am participat anul trecut și exact un an în urmă când m-am lansat cu Partidul Legii și Dreptății și pe această cale doresc să mulțumesc încă o dată domnul general Alexei că a avut încredere în mine și echipa care a fost alături de mine în acea campanie maraton. Abordarea a fost foarte clară, că noi am avut un obiectiv, de fapt dorința și a mea personală și a echipei este de a depune toate eforturile pentru ca să vedem o clasă de mijloc a societății în Republica Moldova. Deci acest scop îmi rămâne, este un scop foarte clar pentru mine, el poate fi făcut printr-un program foarte clar antisărăcie, pentru că cu regret Republica Moldova a avut multe programe de reducere a sărăciei, dacă țineți minte, cu și cu Banca Mondială și cu Fondul Monetar, dar obiectivul personal este ca proiectul politic care voi lăsa, nu pot da multe detalii, dar se va focusa anume pentru atingerea obiectivului de a vedea într-o bună zi clasa de mijloc și de a depune eforturi într-o diminuarea numărului populației care se află în sărăcie. Și când vorbesc în sărăcie, ce înseamnă sărăcie, de fapt? Lipsa de bani. Nu ai bani, nu ai locuință, nu ai alimentație, nu ai igienă, nu ai strictul necesar. Și cred că în Republica Moldova, nu știu, ultimul recensământ sau un sondaj care s-a făcut pentru ca să se spună un număr de gospodării care se află în această categorie, dar cu siguranță știu clar că trebuie să depunem și să avem niște măsuri clare. Și vă zic anume, sărăcia energetică, pandemia. Deci toate acestea ne-au dus în sărăcie. După aia, războiul. Deci conștientizez foarte clar că este mult de făcut în această țară și nu aș dori să aduc critici actualul guvern care din 10 luni, cred că, nu știu, 6-7 luni a stat în stare de urgență, ceva de genul ăsta. Pentru că așa a fost situația. Și la acest subiect cred că doar atât pot să vă spun acum, dar cu siguranță nu plec din politică. Bineînțeles, eu respect poziția dumneavoastră că doar atâta puteți să-mi spuneți, dar totuși niște micuțe precizări. Proiect politic nou înseamnă că intenționați să preluați un alt partid de pe piața moldovenească, care sunt multe și puteți să alegeți de unde vreți și ce denumire vă place dumneavoastră, sau chiar de la zero vreți să-l construiți?
Domnul Gunță, cred că în Republica Moldova le avem suficient de conștientizez, cred că sunt 70. Nu-mi place să mă având dintr-un partid în altul, pentru că după retragerea mea ca candidat de la funcția de prim-ministru am primit oferte multe, să zicem așa, pentru că, din păcate, e urât poate ce spun, dar în unele cazuri partidele politice se tranzacționează ca niște SRL-uri. Nu, e urât, e realitatea de la noi. Da, dar cu regret nu trebuie să fie așa. De aceea decizia mea este să fac un proiect de la zero. De la zero. Generalul Alexei rămâne cu formațiunea sa sau vă-l veți coopta? Vedem, vom fi în discuții și evident că avem oameni buni, oameni corecți, integri în echipă. Și aici oameni buni. Mă refer la faptul că cu echipa care a mers în campania din anul trecut, din iulie, 11 iulie 2021, am mers cu o echipă de 54 de oameni care au fost toți integri și profesioniști. Deci mă voi baza pe faptul profesionalismului, tehnocrați și chiar și nu voi separa oamenii după culoare. Asta vreau să vă atrag atenția, pentru că am învățat mult în campania electorală că oamenii sunt împărțiți după cei buni sau, nu știu, poate mai puțin buni. Sau care a fost cu altul cândva, cu celălalt. Sau dacă a fost cu o formațiune și acum nu. Deci eu personal am cunoscut primari care sunt foarte buni manageri, care își cunosc deci funcțiile și atribuțiile de serviciu și care au făcut lucruri frumoase în raioane și în sate. Deci eu cred că nu e momentul, în special și acum, să împărțim oamenii după culoare, după limbă, după geopolitic, stânga, dreapta. Noi nu mai avem doctrine de stânga și de dreapta și nu sunt ele nici în Europa. Ele s-au încrucișat de mult. Eu cunosc vreun nume a cuiva cu care intenționați să faceți echipă? La moment nu divulg nimic, pentru că suntem într-o fază de analiză. Iată, în anunțul dumneavoastră subtil de pe Facebook de pe 20 mai, a spus așa: cred că Moldova are nevoie în continuare de un partid capabil să ofere o alternativă viabilă, să o transforme într-o țară în plenitudinea cuvântului. Dar de când PAS-ul nu este partid capabil să ofere Moldovei o alternativă viabilă, să o transforme într-o țară în plenitudinea cuvântului, doamna Mariana Dorleșteanu? Pentru mine, transformarea sau alternativa, de fapt, alternativa ce este? Și vă zic așa, pentru că, da, poate am fost puțin în politică, dar sunt în viața reală. Și pot să vă zic că business-ul te învață să fii mult mai realistă. Și dacă spui ceva și promis cetățenilor ceva, trebuie să livrezi. Deci populismul, câteodată, partidele politice, desigur că beneficiază în momentul de a-și asigura câștigul în alegeri. Și după aia uită de toate promisiunile. De aceea eu consider că proiectul politic pe care îl voi lansa, într-adevăr, să devină o alternativă pentru cetățeni care să creadă că lucrurile pot fi schimbate. Și v-am zis care sunt obiectivele. În primul rând, aș dori, într-adevăr, să avem un program antisărăcie în contextul crizelor pe care le-am trecut ultimii ani, pentru că, într-adevăr, aceste crize ne-au sărăcit și mai mult decât înainte. Și cred că asta este și global, și regional, și în special pentru țara noastră, care tot timpul a avut carențe și, să zicem, am fost restanți la toate reformele, începând de la justiție și terminând cu infrastructura, investițiile. Și, din păcate, eu, într-un an de zile, fiind, chiar dacă plecam și veneam, eu nu am văzut schimbări. Nu am văzut schimbări în, de exemplu, în schemele energetice, da? Că cineva să le strice sau ceva. Sunt foarte derutată pentru că am văzut astăzi un anunț iarăși că ANRE-ul mâine va majora tariful la energie electrică. Deci noi suntem într-o situație că nu aveam predictibilitate, domnul Gonța, și eu cred că și pentru dumneavoastră, că aveți familie, vă doriți o siguranță, o securitate, da? Și o predictibilitate, ce vom face mâine, cum vom plăti facturile, cu ce vom mânca, vom avea suficient ce mânca sau nu. De-aia nu doresc să dau careva, să zic, note, dar pentru mine schimbări, începând de la sectorul energetic, trecând la sistemul de învățământ sau asistența medicală,
deci asistența socială, nu am văzut schimbări. Deci ne-am trezit astăzi și este foarte clar că sunt conștientizăm toți că avem o inflație foarte acerbă, care va continua să crească. Cumva suntem într-o situație așa că facem un pas benefic și nu pot să spun că într-adevăr foarte multe lucruri bune s-au făcut pe plan extern, pe comunicare externă, deci chiar s-a făcut. Noi nu am avut atâtea vizite în țară. Cu motivul războiului. Da, dar și cu suport financiar, care deocamdată nu l-am văzut. Noi, da, am văzut că s-au promis 1.300.000, ceea ce le-am adunat eu, însă în trezorerii nu am văzut că au intrat acești bani, au intrat doar de la tranșa de la femei și o mică parte pentru un proiect pentru inspectoratul fiscal. Doamne, dorește o mică precizare. Primul examen pentru proiectul dumneavoastră politic va fi scrutinul electoral local de anul viitor, din toamna anului viitor. Reușiți să pregătiți proiectul politic sau nu sunteți sigură? O să reușim. Și bătălia cea mare, parlamentarele de peste... Da. Păi și ceva, da? Da. Ok. Doamna Mariana Dulășteanu, țineți minte la una dintre ultimele noastre emisiuni, noi am vorbit despre faptul că retragerea dumneavoastră din postura de candidată la șefia guvernului a reprezentat două lucruri. Primul, un șah mat lui Igor Dodon și doi, o contribuție puternică pentru declanșarea anticipatelor. Rezultatele anticipatelor noi le cunoaștem. Avem ceea ce avem, ne mândrim cu ceea ce avem, mulțumim pentru ceea ce avem. Dumneavoastră sunteți mândră de faptul că ați făcut pasul pe care l-ați făcut și astfel ați contribuit la faptul că am avut scrutin anticipat parlamentar și astfel astăzi țara este condusă de către cine este condusă și cum este condusă? Deci, am mai zis-o și la noastră misiune și în altă misiune, nu regret decizia pe care am luat-o. Am luat-o conștient, din suflet și motivat. Și vreau să încă o dată să reiterez că nu am avut presiuni externe, așa cum am mai spus-o domnul Dodon. Nu am dorit să-i fac niciun șahmat. Presiune din extern nu am avut. Probabil că mai mult a fost presiune asupra domniei sale, a domnului Dodon, din partea domnului Plahotniuc și Șor, care știau foarte clar că eu am pus condiția că nu voi merge în această funcție cu semnăturile din partea acestor partide. Deci asta e prima. Ce ține de faptul că sunt deci conștientă de faptul că alegerile trebuiau să fie anticipate, da, și vă zic așa că în strategia pe care o aveam, oricum, scopul era nu doar de a veni și a gestiona pandemia, pentru că eu sunt totuși un manager la nivel de anticriză și pandemie putea, și ați văzut că a fost interimatul executat de către domnul postul ministru de externe, da, deci 6 luni a fost prim-ministru. Deci, Ciocui. Da, de domnul Ciocui. Și cred că a fost un interimat suficient cum s-a descurcat. În tot cazul, poate nu a prevăzut toate riscurile și a transmis funcția actuale guvernări cum a putut. Dar faptul că dacă suntem mulțumiți unde suntem astăzi și cum am ajuns aici, această apreciere o vor da cetățenii. Eu personal pot să zic că prevedeam că aceste anticipate să fie și prevedeam că să fie în anul 2022, în februarie. Scopul era de a veni și de a face tot reforme și în special ce țin de justiție din interiorul guvernului și mă refer și la ministerele de forță, deci și în toate instituțiile publice, să mă ocup de reforma administrației publice centrale și locale și cu siguranță să provocăm alegerile anticipate pentru a vedea o nouă componență a Parlamentului. Așa, deci acel parlament nu mai putea rămâne și știm foarte bine că în 2019, când alianța sau hibridul, nici nu știu cum se zic, care a votat
socialiștii cu acum pentru guvernul Sandu a fost în contextul de a nu a provoca acele alegeri anticipate. Și le știm foarte bine cine le dirija. Da? Și acea coaliție sau acel hibrid, căsnicie hibrid între socialiști și blocul acum, a fost în contextul de a rupi, să zicem, situația cu stat capturat, care ne-am bucurat foarte mult și am scăpat de cine am scăpat. Eu înțelegeam foarte bine că având parlamentari tot din formațiunile politice care participau la acel proces, inclusiv și la schemele energetice și alte scheme și metale feroase, nu voi merge cu o astfel de echipă sau o susținere politică. Și vă zic, eu oricum planificam ca acestea anticipate să fie în 2022, neștiind că va fi război în 2022. Mă bucur că au fost aceste parlamentare în iulie 2021, dar într-adevăr s-a format, cum zic eu, și am contribuit noi cetățenii, o majoritate care are toată puterea de plină, da? Și o opoziție care este mai puțin activă. Deci, da, și cu regret, cred că se dorea să fie cineva, fi vrut să văd cineva pe centru, pentru că nu poți să ai un legislativ cu doi dinozauri pe care tot noi am creat prin faptul că dacă nu treci pragul de 5%, nu ai acces în Parlament. Deci noi, evident, toate partidele mici, eu nu zic de-a meu, ca meu, acest partid a fost într-o campanie maraton, da? Deci pentru a ne face tema de acasă. Dar nu au nimerit alte partide de centru și nu este bine, pentru că nu orice democrație se guvernează și se fac reforme cu așa zisele partide de balama. Da? Deci care este un partid care face coaliție. Depinde. Dacă, care sunt interesele cetățenilor? Dacă sunt într-adevăr interese sociale, deci poate să facă și o coaliție 100%. De exemplu, pentru măsurile antisărăcie, în unele țări, votează toți deputații. Fac o coaliție politică, un suport și o voință politică pentru măsuri de antisărăcie. Sau atunci când trebuie să știi că se dea compensație sau nu. La noi s-a primit ce s-a primit. S-a primit o majoritate care acum are toată puterea în stat, își asumă ce își asumă. Doar singura chestie care am observat-o și care vreau să zic că într-adevăr sunt adepta luptei anticorupție și susțin ceea ce face, hai să zic, sau mesajul doamne președinte de a lupta cu corupția în toate instituțiile și la toate nivelele, însă aș vrea să fac un apel și să-i zic doamne președinte că prin abuz nu se face lege. Da? Și creând abuzuri acoperi alte abuzuri. Și aș dori totuși să mai ridice odată promisiunile cele 10 care le-a avut în campania electorală prezidențială și cu mare stimă și respect rog să readucă justiția totuși în albia legii, bunului simț și dreptății. Pentru că și lege avem, dar dreptate nu prea se vede. Și asta mă sperie pentru că totuși eu m-am așteptat că se vor face lucrurile coerent în toate domeniile. Da, într-adevăr, în justiție reformele nu se fac în 24 de ore și rezultatele poate că, nu știu când ajungem să le vedem, dar trebuie să fim realiști. Poate vor fi rezultate parțiale, noi toți ne dorim niște, avem scopuri, vrem să atingem ceva. Asta ce ține de situația în care suntem. Din punct de vedere economic, cunoaștem toți situația și cu inflația și cu criza energetică, cum s-a gestionat. Da, abuz în justiție unde ați văzut dumneavoastră? Păi, cred că în mai multe domenii, inclusiv și cu procurorul general, deci eu eram, vă zic sincer, eu eram când am văzut că l-au arestat pe domnul Tănogu, n-am nimic, îl stimez pentru că am avut ocazia să lucrez când eram la finanțe.
din birou, eu nu am mai văzut, eram în drum, deci chiar veneam de la București spre Chișinău și am făcut o postare pe mașină. Nu am tot să mă abțin, nu îi dau dreptate sau să spun că aduc niște chestii care trebuie să eu să-i dau apreciere activității domnului Stoianoglu, dar sunt lucruri care nu ne fac față și nu sunt faimoase. Doar un singur exemplu, nu mai zic de altele. O mică precizare referitoare la acea decizie a dumneavoastră de a vă retrage din postura de candidat la șefia guvernului. Atunci, unul dintre motivi era faptul că nu vreți semnăturile lui Ilan Șor și a partidului său. Dar dumneavoastră observați că chiar și așa, partidul ăsta crește în sondaje mai mult decât crește Elon Musk la nivel mondial, mă refer la nivel local. Da, pentru că un alt exemplu este, sunt alegerile de la Bălți. O, da. Te putea face altfel. Aici vă referiți la abuz? Păi dacă se știa că se duce și se alimentează persoanele care participă în acest proces de, da? Mm-hmm. În procesul respectiv și aveau cecurile de la, sau facturile de la, de fapt nu le aveau de la produse alimentare sau ceva, cele procese verbale se făceau la momentul potrivit, la locul potrivit, deci atunci, pe loc. Da, deci excluderea, acum iarăși, nu vreau să fiu, că nu sunt specialist în domeniu, dar este vizibil când stai peste hotare și te uiți că de fapt cum a fost exclusă persoana dată, în ce context. Și atunci te aștepți, ok, exact asta poate să se întâmple mâine cu altcineva? La fel, din păcate. Doamna Dulășteanu, noi astăzi avem exact 10 luni și o zi de la învestirea guvernului Gavrilița. Și pentru că dumneavoastră la fel ați avut ocazia să fiți prim-ministru, după ce ați văzut ceea ce ați văzut în aceste 10 luni, pe cine dintre actuale membri ai guvernului i-ați fi cooptat în eventuala echipa dumneavoastră? Bună întrebare. Dar e cazul? Vă rog. Mai laudăm pe cineva. Puteți să puneți pe cine în niciun caz, dacă vreți. Acum, deci, hai să zic așa, nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu este un guvern tehnocrat. De ce fel de guvern? Chiar dacă doamna Căvrăliță, și am lucrat cu ea și a fost și Ministerul Economiei și a Guvernului, în situațiile pe care le avem acum și, de fapt, cum a preluat guvernarea Gavriliță, deci în pandemie și după aia criza energetică, războiul și criza alimentară care ne așteaptă, eu nu văd o valoare adăugată din acest guvern. Da, probabil cine ar fi unul din ei, ar fi, de fapt sunt doi, sunt Nicu Popescu, pentru că este profesionist, hai să zic așa, chiar dacă am mai auzit niște erori, așa să le zicem, și domnul de la Protecția Socială. Marcel Spatar? Spatar, da. Da, domnul Andrei Spânu și domnul Sergiu Litvinenko dau dovadă de abilități extraordinare în domeniile pe care le gestionează, primul la economie și al doilea în justiție. Nu ies la în echipă? Păi cu domnul Spânu probabil că ați văzut că am mai avut niște meciuri așa, deci de prietenești. În primul rând, eu nu am văzut nici într-o țară. Eu apreciez că este tânăr pentru că și eu am fost promovată la o vârstă tânără, dar am trecut toate etapele în carieră. Eu când am publicat pe Facebook CV-ul domnului Spânu, pe mine m-au sunat și de la Bruxelles și de la Washington și de la Bert și m-au auzit că it's unbelievable, deci de necrezut, cu două linii unde a activat domnul Spânu. Cum poți fi prim vicepremier să duci așa un sector? Se întâmplă. He's lucky. Este norocos. Nu, băiatul și-a asumat. Eu la început pot să vă zic că am dat toate aprecierile că chiar dacă pălăria este prea mare și a consolidat o instituție pe care este greu să o gestionez, mai ales când a apărut și criza energetică, era evident că trebuie să separe sectorul ăsta. Nu este, până acum nu înțeleg, este strategie de securitate energetică sau nu este, sau de că se lucrează. Ok, iar se lucrează în interior, probabil interiorul pasului cu alți onegiști, noi ăștia din societate sau profesioniștii nu suntem văzuți, auziți. Am făcut adresă
când mă refer la adresa de mers oficial către doamna președinte, către doamna Gavriliță, mi-am expus opinia, deci am făcut și o asociație care se numește Future Green Energy, da? Deci aici în Moldova, pentru a atrage proiecte diferite în sectorul energetic. Și sper că voi reuși. Domnul Spânu, începând de la negocierea cu Gazpromul, și-a demonstrat abilitățile. Da? Nu mai zic de silovăi mașini, nu mai zic de tot că e specialist în drumuri, apă și canalizare și restul. Regizorul meu e specialist, am trimis mesaje când vrea publicitate. Luăm câteva clipe, vă rog, și revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Dulășteanu, da, de ce la noi mereu se dorește ca cine, să pice capul măcar a cuiva? Iată, cei din opoziție, în special cei care sunt mai duri în ale spuselor, zic, iată, Spânul sau Litvinenko sau Pătari sau Popescu, trebuie demis, când se întâmplă un eșec într-un anumit domeniu. Dar nu te cedi chiar tot un ministru respectiv, are vice, are secretari, are adjunți și tot așa este, mai ales ministerele astea, sunt ministerele monstru care de ce neapărat vrem să dăm afară primele persoane? Păi eu cred că abordarea este greșită, pentru că acest guvern niciodată nu a avut o echipă unită. Deci ca să lucrezi într-o echipă unită, trebuie să o formezi. Deci trebuie să ai un leadership. Acest leadership sau conducător care să poată conlucra, el trebuie să facă atmosfera dată în cadrul guvernului. Deci nu poți să atingi niște rezultate dacă fiecare este cu bucățica sa, nu comunică, sunt geloși unii pe alții, invidioși. Nu e ok. Și eu cred că asta se observă și la nivel de țară, cu regret. Eu pot să vă zic, pentru că eu ce am avut din experiența mea, tot timpul am încercat să am echipa lângă mine. Deci echipa trebuie să fie permanent consolidată și motivată. Eu n-am văzut în acest guvern nicio consolidare de echipă. Fiecare este cu treaba lui, se contrazic, ba Spânul, deci eu știam din start că domnul Spânul nu a avut mandat pentru a pleca la Gazprom și a negocia. După câte luni s-a auzit? Și am făcut sesizare la procuror care mi-a răspuns cum mi-a răspuns, că nu sunt în țară și nu poate examina. Din aceste considerente, că ei nu sunt uniți și nu au experiență de echipă și spirit de echipă, ei activează haotic. Și haotic le vedem prin deciziile și contrazicerile care le fac în fiecare zi. Nu le-aș spune gafe, dar uneori cred că putem să le zicem așa cum sunt. Pe scurt, noi trebuie să cerem demisia unor miniștri sau trebuie să schimbăm întregul cabinet? Noi suntem în stare de urgență încă. Eu nu știu dacă e cazul să ne focusăm la unii. Deci, la toți. Păi, asta ar fi. Păi dacă în stare de urgență i-au dat voie șefului de la SIS plece, de ce în stare de urgență n-ar pleca miniștri și guvernul? Că investirea poate să aibă luat mai câte investiri am văzut. Da, multe acțiuni se pot face. Da. Absolut. Deci asta iarăși este un abuz. Da, pentru că și în stare de urgență, de exemplu, și deciziile care s-au luat cu Energocomo, care Energocomo este doar o companie interpusă a statului, care tot noi o creăm și o întreținem, nu zic ca și pe ANRE, că și ANRE tot are bugete suficient de mari. Dacă se dorește, se acceptă niște decizii, dacă nu se dorește, nu se acceptă. Și nu este coerență în activitate. Dar de ce nu vrem noi totuși, pe de altă parte, să recunoaștem că e război și e criză globală? Și băieții ăștia, domnii și doamnele, poate eu înțeleg că nu, din ONG la război e complicat, e diferența foarte mare. Eu înțeleg că și 10 luni e destul de mult ușor. Dar poate mai depunem un efort și ne mai abținem de la critica. Domnul Conța, cred că le-am spus din start când s-a început criza energetică și anume în august cu prețurile la bursă pentru gazele naturale, că e cazul să facă o criză, o celulă de criză.
în astfel de situație să fac celule de criză. Și nu doar că e ceva nou pentru Republica Moldova, s-au mai făcut, dacă țineți minte, în 2009 s-au sistat, a fost o perioadă tot cu situația cu livrările de gaze. Deci, dar în general, pentru orice criză se face o celulă care lucrează 24 din 24. O echipă care știe, ea lucrează principiul call center, da? Deci ca, nu știu dacă știți, în România este Rom Alert. Așa. Da, îți vine pe mobil că dacă e fulger, dacă e cutremur, dacă sunt ceva incidente sau pe traseu și așa. Deci, în situația aceasta chiar se necesita ca cetățenii noștri, noi de rând, să știm la ce să ne așteptăm. Noi nu știm. Eu chiar mă gândesc că decizia de mâine a ANRE-ului, clar că este iarăși în defavoarea cetățenilor. Iarăși ne se pune nouă în cârcă, neștiind prețul de achiziții sau ceva. De aceea eu cred că ei, din faptul că nu comunică, și vă zic, dacă pe exterior îi comunică foarte bine și iau decizii în baza la ce se le spune, le se spune, da? Sau așa trebuie să fie. Deci eu nu zic că nu trebuie, deci noi trebuie să avem un respect foarte mare față de partenerii noștri de dezvoltare, ei ne ajută, deci suntem în niște circunstanțe care trebuie să le acceptăm, însă pe interior această comunicare cu noi, cu electoratul, nu există. Deci nu există și din considerentele astea eu cred că asta e cea mai mare problemă a acestui guvern, lipsa de comunicare pe intern, transparența, iarăși că decizii care dacă se doresc se iau, dacă nu se doresc nu se iau. Și probabil că lipsa de experiență. Asta cred că e cea mai mare. Mergem la subiecte economice, vă rog. Și anume, o luăm cu inflația, scumpirile astea, dar vreau o mică precizare. Nu e mult o declarație a premierului Natalia Gavriliță, care sună cam în felul următor. Adică nu cam, dar așa. Creșterea prețurilor are o așa caracteristică. Dacă toată lumea se așteaptă că ele vor crește, atunci ele, într-adevăr, vor crește. Am încheiat citatul. Lumea a fost tare răutăcioasă cu doamna prim-ministru. Ce a vrut să spun ea de fapt? Ori și dumneavoastră veniți în economie și poate pricepeți mai mult. Sau sunt sigur pricepeți mai mult. Nu aș dori să comentez mesajul doamnei prim-ministru, ea aparține. Așa probabil gândește tânsa. Nu cred că economiștii sunt mulțumiți de un astfel de răspuns pentru că nu corespunde profesionalismului, în special nici finanțiștilor, nici bancherilor, nici asta. Deci inflația este generată de ceva, nu de cuvinte, că cu cât mai mult vorbim, cu atât mai mult crește. Nu are nicio treabă cu... Asta nu este marketing. Vorbim mult și inflația va crește. Marketing este atunci când tu promovezi un produs. Spre exemplu, purcariu, să-l promovezi în supermarketuri nu știu unde, da? Stați că n-am voie să dau un denumire pe aici din mărci. Ah, ok, ok, sorry. Așa, un anumit concurs. Dar, vă zic, deci nu poți să faci astfel de comunicate, că, deci nu, aici vreau să pun punct. Eu știu că dumneai are studiile relevante și probabil, nu știu, așa s-a întâmplat. Cât privește inflația pe care noi am atins-o, în primul rând aș dori să reamintesc în luna decembrie noi deja aveam o inflație de 15,5 care era generată de creșterea prețurilor la gazele naturale, pentru că țineți minte că în noiembrie noi am achiziționat gaz cu peste 1000 de dolari metri cubi, am căutat alternative, deci până ne-am trezit cine are treabă cu Gazpromul, cine nu are treabă cu Gazpromul, după aia cu dominarea Gazpromului și în final, în decembrie aveam o inflație care venea preponderent, hai să zicem, nu așa într-o pondere majoră, dar de la prețurile la gazele naturale pe bursele spot, bursele care sunt internaționale, care se vând contracte imediat, acum. Și o parte de la produsele importate. La acel moment am avertizat guvernul și chiar am pus pe Facebook faptul că dragi moldoveni, începem anul și cu majorarea de acciză la combustibil, cu 9% care va impulsiona inflația. Deci orice taxe sau impozit, direct sau indirect, ea oricum impulsionează această inflație.
Și eu consideram că totuși lumea se va așeza și se va gândi la măsurile pe care le-am propus, pentru că și în noiembrie am spus, ar fi foarte clar că vin cu propuneri, nu doar cu critici, să fie eliminat TVA-ul la importul de gaze, deci direct la operator, și atunci nu mai merge în consum la noi, ca persoane, ca consumatori. Pentru că $8 la prețul gazului achiziționat, $200, da? Cu 200, așa cum era prețul fix, până la negocierile de către domnul Spânu, e o medie, așa. Presupunem, da? TVA-ul plătit în buget este $16 și spotul care s-a făcut sau achiziția care de gaze care s-a făcut în noiembrie cu 1000 sau 900, deci reprezintă $80. Deci astea sunt toate încasări la buget. De fapt, după aia, ele vin, ANRE-ul stabilește tariful și la tariful ăla adăugăm TVA-ul. Mă înțelegeți? Da? Uh-huh. După ce tariful s-a majorat de 4 ori, mai punem și TVA-ul de 4 ori, care merge în buget. Dar am zis așa, ori facem temporar și unele țări într-adevăr au eliminat TVA-ul deci pe perioadă, ori diminuăm TVA-ul, să zicem, de la 8 la 2% ca să nu avem, din punct de vedere a gestionării administrării fiscale, să nu avem scheme. Deci am zis că un 2% este exact ce s-a planificat în buget. Deci rămâneam tot la cei $16 când prețul era $200 pentru 1000 de metri cubi. Nu am fost auzit? Ok. Foarte mult. Eu înțeleg, ei discută cu FMI-ul, dacă discută, nu cred că discută așa cum de obicei se comportă în negocieri, pentru că orice inițiativă trebuie să stai non-stop cu Washingtonul sau cu oficiul din Chișinău și să convingi ce e mai bine pentru cetățeanul tău. Da? Deci nu doar instrucțiuni sau teorii macroeconomice și monetare. Deci aceasta a fost o măsură. A doua a fost anume că acciza pentru combustibil să nu fie majorată. Știți ce s-a întâmplat, domnul Gonța? Deci, când s-a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană în 2014, s-a agreat că pentru produsele combustibil, țigări, da, deci alte produse de lux, acciza va ajunge la nivelul european. Numai că nimeni nu a pus problema veniturilor moldovenilor să ajungă la nivelul european. Da, asta e problema internă deja. Păi problema internă și ea trebuia cumva aliniată. Deci nu poți să plătești un acciz cum plătești un neamț, da? Cu venitul minim pe economie cu 3500 de lei, care este 180 de euro pe lună? Deci credeți-mă că discrepanțele sunt foarte mari. Asta este o temă separată ce ține de acord de asociere, oricum multe clauze probabil sunt cum sunt. Dar eu sunt sigur că și Comisia Europeană putea să facă o excepție, în special că multe țări din UE au mers pe abordarea de a diminua acciza. Noi am putut să facem o pauză de 6 luni, 7 luni ca să vedem cum inflația, cel puțin o temperam. Nu, eu nu pot să garantez că ea nu creștea, dar putea să stea la un nivel, nu la așa nivel cum o mai avem acum. Deci în ăștia 27,7% în inflație, pot să vă zic cu certitudine că acum, undeva din partea resurselor energetice, inflația este generată 70%, și aici mă refer gaze, energie electrică, termică, pentru că le toate au mers în tarif, chiar dacă nu au fost transpuse 100%, și TVA-ul la acciză, benzină, motorină, LPG, gaz lichefiat, da. Azi la noi, pardon, spuneți. Prognoza guvernatorului este că va ajunge la 31%. Era dumneavoastră? Și eu cred că vedem mâine cu majorările la energie electrică și mai vedem cu criza alimentară. S-ar putea să avem o criză record, poate peste, care am mai avut-o în anii când a fost criza cu Federația Rusă. Într-adevăr, atunci a fost o inflație mult mai mare și o depreciere masivă a valutei naționale. Dar eu sper că nu suntem în situația aceea. Și 30% vreau să spun că vine din produsele alimentare. Care? Produsele alimentare sunt cele din import, pentru că s-au scumpit și acolo. Odată ce avem resurse energetice, totul se scumpește. Ați văzut și fertilizanții s-au scumpit, deci au fost și restricții. Evident că și sancțiunile impuse acum, pachetul 6, de exemplu, o să
aducă faptul că barilul va crește, barilul pentru țeței. Astăzi m-am uitat, a ajuns la 120 barilul Brent, ăsta care e specific regiunii noastre. Ceea ce înseamnă că vor crește și prețurile la motorină și benzină. Până la cât? Până la 45 de lei litru? Nu pot să vă dau o prognoză că nu ar fi corect. De oricum, eu stau foarte mult cu analiștii, că se vin din domeniu. Creșterea poate fi acerbă pe o perioadă de timp. OPEC-ul, deci ședința organizațiilor petroliștilor, care sunt cei mai mari exportatori, au avut loc săptămâna trecută și au decis să majoreze explorarea, însă ea nu este suficientă pentru a acoperi cererea. Și nu pot da detalii multe pentru că vin dintr-un business care este foarte specific. Vreau să vă zic doar că odată cu războiul și noi primim imigranții în Republica Moldova, fapt care într-adevăr am demonstrat solidaritate și unitate și bunul simț pentru a susține pe acești cetățeni nevinoveți. Vânzările la stațiile de PECO au crescut cu 25%. Chiar dacă prețul este mare. Factorul este anume că avem foarte mulți sunt cu mașinile lor, deci și sunt cu bani. Nu este un semnal rău pentru noi, pentru că banii rămân în țară. Colectarea accizii și TVA-ului se face la bugetul nostru. Însă, în cazul ăsta, se putea face ceva și pentru agricultori. Ce? Deci pentru agricultori, dacă ne întoarcem înapoi la acciză, subvenția care s-a făcut de 30% este foarte minoră și nu este simțită. Deci eu consideram că totuși, deja având o prognoză că ne așteaptă o criză alimentară în acest an și anul viitor, agricultura trebuie susținută și ea trebuie susținută nu doar în Republica Moldova, că generează 30% în PIB-ul nostru. Ea se susține în toate țările. Pentru că agricultura ne dă alimente sănătoase și fiat sănătoasă, da? Și atunci eu totuși am propus o eliminare a accizii în general pentru perioada anului acesta, pentru toți consumatorii, da? Pentru că din vânzările crescute primești TVA-ul suficient de la cele 25%. Nu vreau să vă bag în toate macroeconomice și proiecții financiare, dar pentru agricultori se necesita o eliminarea accizii 100% și această subvenționare să nu margă prin agenția de plăți, pentru că nu mai îngreunează viața agricultorilor și creăm birocrație, ci să se achite direct la furnizor. Deci cine o vinde, ăla își primește compensarea. Dacă nu se dorea excluderea, dacă a rămas, pentru că suntem deja în luna iunie, clar că nu mai exclud acciza. Deci, dar nici 30% care, eu mai vorbit cu agricultorii, care le se dau bănuțe ăștia, nu le este suficient. Mai ales că nici nu au adoptat o decizie privind subvenționarea fertilizanților. Și atunci nu se știe cât fel de produse vom avea, dacă vor fi competitivi cu ele turcești sau nu. Și iarăși ne focusăm pe importuri de produse. Deci nu mâncăm a noastră, mâncăm pe ele străine. O mică precizare. Cifra pe care dumneavoastră o intuiți la inflație, va ajunge la? La inflație aveți voie să vă dați cu părerea. Oricum, eu cred că dacă se acutizează, dar eu văd că se acutizează situația cu pachetul 6 de restricții la livrările de țiței și produse petroliere pentru următoarele 6-8 luni din Federația Rusă. Deci pot să vă zic foarte clar că vin produse în Europa din India și din China, care au o logistică mult mai scumpă și asta tot se duce în preț. Prețul se duce la consumator. Și atunci ar putea să ajungă până la 35%. Sper să nu fie mai mult. Dar măsuri pentru a tempera inflația, ele pot fi făcute. Și am dat propuneri concrete. Acuș, despre asta imediat. O mică precizare încă una, vă rog mult. Cât de mult vor fi afectați de inflație oamenii care trăiesc acum cu lună de lună achitând ipoteca, mai ales cei care sunt la început de cale? Mă refer la această inflație care azi e 31, azi e 27, mâine 31 și ajungi la 35. Păi eu cred că îi băgăm în, nu că insolvență, asta se numește sărăcie. Pentru că avem sărăcie energetică
Și mă refer atunci când oamenii nu-și pot plăti facturile și în unele cazuri le se iau casă. De-aia unele țări au făcut o lege specială pentru persoanele vulnerabile care au nevoie să fie susținute cu ajutor de stat concret. Și ajutor de stat este și în România și în Ungaria și în alte țări, și în Franța și în Marea Britanie. De exemplu, Marea Britanie s-a luat decizia pentru ipoteci să le se compenseze o parte din rata dobânzii. Bun, noi nu putem să ne comparăm cu ei. Nu, ce soluție? Noi putem, da, să avem pentru că ei printează, dar pot să vă zic că băncile trebuie să meargă la niște reeșalonări a plăților, foarte clar. Și vă zic de ce. Deci, când inflația era 15,5%, bugetul sau Ministerul Finanțelor vindea valori mobiliare, la licitație, care, hai să zic, se cumpărau cu 18%, da? De către băncile comerciale a noastră. Dumneavoastră, ca persoană fizică, tot puteți cumpăra astfel de valori imobiliar de stat, care, dacă veți porni pe calea de a procura, va fi de durată. Mm-hmm. Trebuie să aveți și cash disponibil ca să puteți cumpăra și să câștigați o dobândă bună la ele. Nu știu câți deja aplică la aceste procurări. Eu, de exemplu, nu m-aș aventura în Republica Moldova deocamdată și vă zic din două cauze. Din cauza miliardului frat prin sistemul bancar, care chiar dacă domnul Ormașu spune că avem un sistem bancar stabil, el este stabil cu acționare străini, e bine și frumos, dar totodată raportul ONU spune că în Republica Moldova se mai fură anual încă un miliard prin scheme și diferite astea. Dar ne întoarcem la... Miliard de ce, apropo? Dolari sau lei? Dolare. Nu avem de unde. Deci ăștia-s banii noștri, de fapt. Da, nu știu, da. Și dacă să revenim la faptul ce să fac acești cetățeni care au ipotecă, deci pot să vă zic, trebuie în pachetul care se va face cu măsuri concrete de a tempera inflația, de a susține populația, băncile trebuie să meargă la niște reeșalonări, în primul rând, statul trebuie să ofere niște compensări la aceste dobânzi. Pentru că eu sunt sigur, eu nu m-am uitat licitația de astăzi, da, care a făcut-o Ministerul Finanțelor cu Banca Națională. Așa. Dar o să vedem rezultatele, cred că o să fie publice acum și seara. Dacă săptămâna trecută Banca Națională a ridicat la 18,8, Banca Comercială cu cât credeți că 20. Ar trebui să vedea? Cel puțin. Dar ăștia bani, băncile comerciale acum fac bani pe banii bugetului, pe banii noștri. Pentru că noi virăm taxe și impozite, nu ne ajung bani la cheltuieli care să plătim, da, pensii, salarii, alte categorii. Cu regret nu băgăm banii ăștia în investiții. Asta e altă problemă. Aceste bani cel puțin ar trebui să aibă obraz când vine vorba de reașalonări? Sau aici când e vorba de business, obraz nu există și trebuie impuși prin legislație? Problema că nu cred că în economii de piață există obraz. Uh-huh. Dar este... sunt lucruri care statul poate să le ia și să le facă ca excepție, pentru că în situația în care suntem acum, deci statul poate să o facă și are tot bunul simț pentru că le face pentru cetățeni. În primul rând am zis că pe lângă prim-ministru este Consiliul Economic, care poate fi convocat împreună cu bancherii și să găsească oportunități. Ce facem cu cetățenii? Cum credităm întreprinderile mici și mijlocii? Cine va lua credit cu 25% sau cu 22%? Ce facem cu cei care au în construcții, care s-au scumpit materialele de construcții, da? Au credite, deci trebuie să găsim soluții. La fel, în Consiliul ăsta economic se întâlnesc cu agricultorii, se întâlnesc cu turismul, Horeca, deci cu fiecare în parte pentru a lua măsuri. Și în paralel, statul în aceste cazuri poate foarte bine împreună cu Consiliul Concurenței, după ce Consiliul Concurenței vine cu o analiză de monitorizare a prețurilor, exact cum s-a întâmplat și cu uleiul, da? Și spune, stați un pic, că de fapt compania X are supraprofituri și o marjă nu știu de cât, 100%, de obicei asta sunt la băuturile alcoolice în baruri sau unde sunt, nu este un produs de primă necesitate, deci și afacerea poate să meargă cu
cu un rabat comercial care și-l dorește. Dar dacă asta se pune 50%, de exemplu, pentru că e criză și pentru că acest business are oportunitate și se pune 50%, nu știu, avem deficit de apă. Da? Dar apa e stringentă. Uh-huh. Deci noi nu putem numai din considerentele că crește cererea, deci nouă ne trebuie mai multă apă și îți vin căldurile și astea, și același business să-și pui 50% marjă de profit, nu. Se reglementează. Așa cum se reglementează și la pâine, și la ou, și la lapte. Cei care doresc să-și facă supra-profituri, cum am menționat, de exemplu, barurile sau, nu știu, cluburile astea, și fac supra-venit profituri, ei trebuie supra-taxați. Supra-taxarea se înseamnă că trebuie să plătească impozite mai mari la stat. Eu, de exemplu, acciza de la motorină pe care au introdus-o și nu o dau agricultorilor ca să-i susțină, aș majora acciza la mașinile de lux. Uitați-vă ce se întâmplă în oraș. Eu nu cred că o persoană de 30 de ani a acumulat atâtea venituri ca să umble cu o mașină cu un motor atât de puternic și cu un cost, un preț care trebuie să muncești pentru așa venituri. Cum se numesc astea? Taxe pe vicii și taxe pe avere? Sau cum se numesc în țările mai Nu, pe lux. Taxe pe lux, da? Da. Și pot să vă zic, dacă m-am localizat, tot încerc să recunosc chiar și Chișinău, totuși am fost o perioadă lipsită. Eu nu am mai văzut atâtea multe magazine pe ștef până cel mare de specializate pe aur. Întrebarea mea era, cineva îl cumpără totuși? Cineva îl cumpără. Păi, dacă există cash în piață, cea mai bună metodă să te protejezi, cumpere aur. Bitcoin nu văd. Nu sunt bancomate de Bitcoin. Probabil, de-aia Ștefan cel Mare este plină de magazine de aur. Deci la astfel de produse trebuie depus accize și acolo pot să depășească și mai mult decât nivelul european. Vine vorba de aur, vine vorba de regizorul meu care e băiat de aur, luăm câteva clipe de publicitate, okay. Și revenim în publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Durlășteanu, eu am o mică precizare. Dumneavoastră spuneți așa, sunt soluții și nu doar dumneavoastră. Inclusiv fostul premier Ion Chicu, l-am auzit, spunea asta, despre taxa pe valoare adăugată și accizele pentru combustibil și gaze naturale inclusiv. Că dacă facem o scădere, nu majorăm atât de mult, s-ar putea cetățenii un pic să reziste. Dumnezeu să spuneți că da, noi avem acord de asociere, fără Comisia Europeană nu putem chiar din capul nostru pentru decizia ședinței Comisiei situații excepționale și nici printr-un decret prezidențial al mai esant. FMI-ul spuneți că putem să-i convingem dacă e necesar. Aici mie mi-apare o singură întrebare. Sau ai noștri nu vor? Pentru că știu că nu, din altă parte bani nu vor fi acumulări la buget. N-au de unde să aibă. Și dacă nu o să aibă acumulări la buget nici salarii și nici pensii, de asta înseamnă revoluție a treia zi, nu o să aștept 7 aprilie 2025, dar imediat. Sau doi, eu nu cred incapabil, chiar nu cred incapabil. Sau doi, chiar nu li se permite de invest. Cât de... Chiar dacă lăudați dumneavoastră că se face coloane la aeroport când vin pe zi câte trei și nici presa nu reușește să-i media pe post, că așa-s de mulți, că deja alegem și noi, pe ăsta îl dăm azi, dar pe ăsta nu îl dăm, că nu mai merită, că e mai mic decât precedentul. Deci trebuie să fie ceva la mijloc. Nu poate Durlășteanu și Chicu și mulți alți oameni frumoși care au niște idei bune să zic zi și noapte că mai băieți sunt anumite soluții și ei spună că nu vrem și gata. Nu, eu cu siguranță știu și sunt convinsă că toți au intenții bune, deci tot colegii din acest guvern și din Parlament și în special Partidul de Guvernament, am văzut foarte clar că sunt lucruri frumoase făcute și care s-au angajat toți care ne-au vizitat să ofere asistență financiară. Ea este și asistență, hai să zic, sub formă de asistență care, de exemplu, cum a făcut-o cu migranții, deci și prin bunuri, servicii, da, și asistență financiară, mă refer la cea care intră direct în suportul bugetului. Ok, și n-au intrat. Dar această asistență financiară nu se oferă gratis. Nimic în viața asta nu există gratis. Deci sunt niște condiționalități. Orice ban care se oferă Republicii Moldova, și asta a fost de tot timpul, sunt banii plătitorilor de taxe
ale altui guvern, al unui olandez, neamț, francez sau român. Și atunci când se oferă astfel de asistență financiară pentru bugetul nostru, când noi nu suntem în stare să generăm o creștere economică sau avem aceste deficite sau avem aceste crize care sunt mai acute sau că suntem pur și simplu săraci și cu regret în sărăcia asta stăm de mulți ani, sunt condiționalități care sunt legate de reforme specifice. Pot să fie legate de reforme, în primul rând, justiție, că, într-adevăr, femeia niciodată nu s-a implicat în reformele sistemului judiciar, dar înțeleg că în programul actual sunt. Deci, pe fiecare domeniu se negociază reforme. Cu experiența pe care am avut-o și am făcut și Institutul Femeiului la Viena, deci am lucrat la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Nimeni nu oferă bani cu ochii închiși. Deci dacă nu s-au văzut bani până acum intrați în buget și eu m-am uitat, chiar am luat să văd în casările, deci probabil că unele condiții nu sunt îndeplinite, unele agreieri care au fost convenite nu sunt livrate, dar știu că Comisia Europeană probabil va debursa o tranșă de 50 de milioane de euro în luna iulie, să vedem. Oricum, banii care au fost promiși de guvernul României cu certitudine vor veni. Tot ce s-a făcut la nivel bilateral ei vor veni, dar pentru mine întrebarea este, pentru că am fost parte activă, de fapt, la legea privind datoria de stat a Republicii Moldova și garanțiile de stat, deci orice acord de împrumut, el are o procedură de ratificare prin Parlament. Deci treci prin guvern, deci până acum nu am văzut un acord semnat și ratificat. Deci încerc să nu scap nimic a ce se întâmplă în Parlament și în agenda guvernului, ședințelor de guvern. Am mai văzut că au mai trecut acorduri care erau anterior negociate, agreate, în special de infrastructură sau proiecte investiționale, dar cele ce țin de finanțarea, deficitul bugetar, ele pot fi trecute din comisie, în experiența mea, într-o zi. Și dacă condițiile sunt îndeplinite, se publică decretul președintelui privind intrarea în vigoare, da? A acordului și se depursează banii foarte repede. Înseamnă că ceva noi nu îndeplinim din ceea ce promitem atunci când cerem bani. Păi, noi am cerut bani pentru că eram și în situația și cu criza energetică, e clar că suntem dependenți de resursele de gaze de la Gazprom, energie electrică, știm schemele interne și știm de Ucraina. Ce ține de produsele petroliere este o situație globală. Deci, de criza migranților tot ni s-a oferit asistență. Și prin mărfuri și prin servicii. Deci ele vor intra, doar că trebuie să înțelegem dacă am avea o predictibilitate sau dacă avea o comunicare din partea guvernului să zică ok, mi s-au promis 60 de milioane, uite, ăștia este harta, darojne harta, cum s-ar spune, da? Foaia de parcurs, așteptăm banii ăștia, de obicei așa să facem buget, planific, trimestrul 3, luna, nu știu, septembrie, da? Deocamdată nu am văzut lucrurile astea, dar cu siguranță eu sunt, deci, ferm convinsă că echipa acestui guvern conștientizează și contează pe acești bani. Banii ăștia, cât a spus bine, 1,3 sau 1,4 miliarde de dolari? 1,3 miliarde. Asta ni s-a promis nou în această jumătate, prima jumătate, da. Așa, și aceste 1,3 miliarde de dolari ne salvează pe noi din ceea ce ne aflăm? Din starea în care suntem noi acum? Știți, domnul Gonța, că pe mine personal, da, dacă toți banii vin la mine, așa gândești fiecare cetățean. Dar dacă ei și îi împart pentru toate necesitățile care le avem noi, hai să fim serioși, doamna Dulești, ne explicați-ne și nouă. Banii ăștia, asta e mana cerească, care urmează aceste 1,3 miliarde? Pentru că când văd știrile astea, s-au promis 1,3 miliarde de lei, asta se numește deschidere. Dolari. Da, 1,3 miliarde de dolari, asta se numește deschidere, fără precedent. Dar dacă pe bune? Cu regret, vă dau un exemplu care într-adevăr l-am primit în noiembrie, cred că de la Comisia Europeană 60 de milioane de euro, țineți minte atunci, până a majorat tarifele pentru compensare. Da, da, da. Cu regret, banii ăștia se duc la Gazprom.
s-au dus la Gazprom. Pentru că ei au intrat în buget, au luat decizia să se majoreze capitalul social la Energocom, care putea să-i plătească direct la Moldova Gaz și să nu ne mai, da, să mai facem, cum s-ar zice, fishing în engleză, se spune, da, să pescuim ceva prin nu știu câte, cu datorii incerte de la nu știu cine față de Energocom. Banii s-au dus acolo. Credeți-mă că Gazprom nu are nevoie de profituri de la Republica Moldova pentru 3 miliarde de metri cub care îi consumăm noi, preponderent partea stângă, și reținem regimul transnistrian cu prețuri diferite. Deci banii ăștia, deci da, ei vin la deficitul bugetar, se duc în rezervele valutare, după noi, invers ce am făcut, noi încă am consumat de rezervele valutare, pentru că noi am avut, cred că în jur de 4 miliarde și acum sunt vreo 3-400, 600 de milioane s-au dus unde? Se cumpără, deci lei se convertează și se plătește gazul. Ieri am arătat un grafic care l-am găsit pe site-ul Moldova Gaz, la moment în că Moldova Gaz are o deviere financiară, deci are o gaură, încă de 130 de milioane de dolari doar pe trimestrul întâi, care e diferența dintre prețul achiziționat de gaz, da? 1000 de dolari, 1000 de metri cub sau 900 sau 800, versus prețul acesta transpus în tarif. Deci asta iese că el încă 130 ceva de milioane, el nu are de unde să le achite. Eu nu zic de toate găurile care le are în bilanț. Deci este acum curent. Asta sunt curente din primul trimestru. Adică deci dacă azi tariful e 18, noi oricum o să trebuia să-l majorăm până la 20 ceva un pic ca să acoperim inclusiv acele datori. Așa arătat ei, da. Au o gaură de 230 ceva de milioane. Numai că ei au solicitat 24 de dolari majorarea pentru ca să poată echilibra și să-și achite furnizorul. Dar întrebarea mea, de ce, cum activează Andreu în general? Eu sunt sigură că au specialiști și pot să pute la partea de cheltuieli pentru că le acceptă în tarif tot ce cheltuie. Dar am suficientă experiență să mă uit foarte atent la investiții, cum să fac. Mm-hmm. Pentru că investițiile astea tot pe umere noastră. Da? Și să mă uit foarte atent la pierderile. Pierderile de gaze naturale. Orică e aer în țeavă. Orică le pun în evidența contabilă și după aia le mai și pui cruce. Deci lucrurile astea trebuie curățate dacă se dorește și dacă ai un management eficient. Eu parcesc știrile zi de zi. Da, iată, poate mie mi-a scăpat. Sunt sigur, dumneavoastră sunteți la curent. Sau ați auzit pe culoare undeva. Ai noștri negociază, au început măcar să bată la ușă la Gazprom că haideți să negociăm un să renegociăm contractul, că e prost ceea ce a însemnat. Sau nu? Nu am auzit nimica. Și nu sunt sigur dacă se dorește din partea guvernului asta sau autorităților, nu știu. Dar cum poate să-i aranjeze pe ei așa un contract? Păi nu știu care vor fi acțiunile. Probabil pe faptul că este război acum, Gazpromul oricum nu a asistat livrările și putem să vedem că și prin Ucraina livrările prin țeava aceasta, drujba, ele merg spre Ungaria, deci nu își livrează contractele și obligațiunile. Și probabil vom plăti prețul care îl avem, acumulăm datorii. De la iarnă ce facem? Am auzit că se discută și în România, partea noastră cu partea română, să facă niște magazineri. Nu știu pe cât ne va salva, că orice magazinare costă. Da? Și dacă ați observat ceea ce am văzut, cred că 2 săptămâni în urmă, guvernul a cumpărat la Moldova Gaz vreo 2 milioane de metri cubi. Pentru că în contract sunt sigur că este clauza care se numește take it or pay it, adică dacă nu ai luat cantitatea suficientă, oricum trebuie să o plătești. Deci dacă un pic marte a fost mai cald, dar ai agreat că vei achiziționa volumul respectiv, trebuie să-l plătești. Mai ales că avem și plata în avans. Și atunci eu am văzut în presă că guvernul și-a asumat, iarăși de nou, nu știu, a făcut o energocomă sau unde, înseamnă că asta nu este un lucru rău, să zicem așa, poate va fi folosit în momentele când prețul se va duce mai mare sau
poate merge la în magazinare, deci nu pot să ghicesc acum pentru că nu sunt la curent cu ce face, doar din presă ce am văzut. Dar la modul practic, dar practic și realist, mai ales că dumneavoastră sunteți realist, alternative de gaze naturale Moldova când ar putea accesa? Nu mai devreme de best case, cel mai bun caz, 5 ani și vă spun exact de ce. 2027, da? Pentru că proiectul Neptun din Marea Neagră, unde sunt acționarii în România, deci da, acționarii OMV-ul și RomGaz-ul, autoritățile române au menționat că explorarea va începe în 2026. Să vedem situația cu Marea Neagră, care o avem acum. Oricum, proiectul merge, eu personal am fost, platformele sunt, deci proiectul derulează, acolo RomGaz oricum a preluat cota de la Exxon, deci se mișcă. Dar realitatea este că alternativa vom avea de acolo. Turcia este o alternativă care din timp este mult mai apropiată, deci ei vor începe explorările în anul 2023. Dar iarăși ne trebuie să înțelegem că nimic nu se oferă gratis, deci este bursă de mărfuri și este economie de piață. Da, în cazul Republicii Moldova, ce ține de economie de piață, deci, de exemplu, acum, eu nu sunt adepta aspirațiilor planove economice, da, sau să limităm tot și business-ul privat să nu aibă marșă. Dar când sunt situații de criză, trebuie să fim foarte atenți și să vedem cum reglementăm marja de profit a companiilor. Și asta se face în toate țările și cel dezvoltate la fel. În special la resursele energetice, pentru că, domnul Gonța, nici economii nu pot să se dezvolte cu resurse energetice, și aici mă refer la combustibil și la gaze naturale, energie electrică, termică, energie verde, deocamdată știm unde suntem, dacă ele sunt scumpe. Eu știu foarte clar că în Germania, de exemplu, unele industrii deja își fac niște planuri de reorganizări, încep să mai trimită personalul în concedii tehnice cu achitare de salariu 80% și astea sunt primele semnale. Deci, noi, evident că guvernul trebuie să miște foarte repede cu niște măsuri concrete. Am văzut că astăzi a fost convocat Consiliul Suprem de Securitate. Nu am văzut niciun comunicat, nu știm ce ne așteaptă, dar cea mai mare, cred că, problemă, că în toate crizele astea, și nu invidez acest guvern, pentru că s-a nimerit să fie în această situație, dar predictibilitatea și comunicarea este importantă. Și când vorbesc despre predictibilitate față de cetățeni, asta înseamnă că să-ți analizezi riscurile și să vezi ce măsuri poți ca să atenuezi riscurile respective. De ce trebuie să vezi două ori ați pomenit la emisiunea asta că vă faceți griji pentru ceea ce urmează să anunță mâine Andreu referitor la majorarea curentului electric? Nu era așa asta o predictibilitate că urmează să scumpească curentul, lumina? Ba da, dar nu știm pentru ce plătim. Adică aș vrea și eu ca consumator să am așa, să fiu luminată, nu? Deci plătesc așa aer sau plătesc pentru că știu că sau partea ucraineană care va livra 30%, a dat un preț, ne-a bucurat doamna prim-ministru câteva zile în urmă că a scăzut cu 2 dolari, da? Deci partea de la Moldavska Gres a dat un preț, deci nu este transparență. Deci nu poți să te comporți cu consumatorii casnici care tu le dai un venit, hai să zicem, minim pe economii 3500 într-o săptămână. Și în a doua săptămână majorez tariful la gazele naturale la 18 și peste o săptămână la energie electrică. Salariul mediu pe economie, într-adevăr, a crescut un pic, nu mult, de la 9500, pare mi se era, dar veniturile populației și puterea de cumpărare a scăzut din cauza că inflația a crescut. Deci noi cu același salar nu mai cumpărăm atâta morcov, cartof și pâine. Dar soluții magice oricum nu există. Nu trebuie să măsuri să tempereze. Această inflație, probabil și la nivel internațional, în dependență de dezvoltare, deci și de măsurile care vor fi luate, ea poate fi dusă undeva la un nivel în următorii 2 ani. Preponderent, de exemplu, ce aș face eu cu 1.300.000, eu aș lăsa doar la investiții. Deci drumuri, spitale,
locuri de muncă, salarii, salarii care deci da, într-adevăr, pe de o parte tu dai să consume, dar pe de altă parte te uiți prin Consiliul Concurenței și reglementezi prețurile, monitorizezi, hai să zic așa. Și dacă am avea așa o infrastructură, cel puțin că doar prin infrastructură și dezvoltare poți să stimulești creșterea economică. Este regretabil că Banca Mondială a publicat că anul acesta Republica Moldova va avea o creștere doar de 0,3%. Deci așteptăm recesiune economică acută, inflație acerbă, criză care emigranților și probabil ea va dura, criza energetică și criza alimentară. Nu vine nicio sărbătoare, nu pot să încheie emisiunea chiar așa. Eu sunt o persoană optimistă. Totul va fi bine. Da, da, da. Când, cum spune Carla Zrims, când știi că totul va fi prost, spui că totul va fi bine sau ceva genul ăsta. Doamna Mariana Dulăștean, mai am cu două precizări. Dacă pricepeți, aici, nu știu, eu nu prea înțeleg, e o mare problemă. La punctele astea de trecere a frontierii înspre România, ați văzut adevărate probe de teroare, scriu unii, da? Cozi interminabile, știu că, Doamne ferește, a fost un deces, un șofer n-a rezistat. Se bat între ei. Ai noștri au trimis un psiholog acolo ca să-i calmeze. Ce comunicat la guvern că au trimis un psiholog pentru ca să-i... Consilieze, da? Da. Eu, așa. Știți subiectul, știți soluția? Știu subiectul pentru că... În primul rând, barjele cu produsele petroliere vin la terminalul Giurgiulești și această situație este alarmantă și acolo stau cozi de transportatori. Așa? Astăzi, nu pot să confirm sau infirm, dar am văzut tot în presă că se spune că la unele benzinării lipsește motorina. Nu pot să dau, deci să fiu certă cu chestiile astea, dar asta anume și din considerentele că transportul este... Deci sunt niște blocaje în transportul între Republica Moldova și România. Și este la toate granițele pentru că noaptea asta trebuie să plec și eu. Numai că eu aleg altă vamă. Acolo e mai simplu. Vin marfarele, e mai complicat din punct de vedere că este doar o singură bandă, ieșire-intrare. E prin Oancea. Dar trec foarte multe tiruri și din Ucraina. Deci blocajul ăsta este și în portul Constanța și între frontiere, pentru că, pe de o parte, se dorește să facă exportul de cereale acum, pentru că prețul este bun. Pe de altă parte, deci barjele care vin, fie cu produse petroliere sau cu cereale sau cu alte mărfuri, ele tot stau într-un rând mare în Giurgiulești. Transportatorii care se încarcă acolo cu mașinile pentru depozitele din țară tot stau. Știu cum s-au spus și nou că au fost și certuri și bătei. Este foarte riscant, în special pentru cei care din domeniu acum se te avânți pentru cotațiile sar în sus, în jos. Și mai ales că mai e și problema cu transportatorii, dar asta eu cred că trebuie să fie rezolvată, iar este în domeniul domnului Spânu și eu credeam că va fi propusă o soluție. Doamna prim-ministru a fost la terminalul Giurgiulești, dar nu am văzut un rezultat ce s-a dorit acolo. O deblocare, ceva investiții noi pe pământurile care mai sunt, că acolo sunt în concesii date și noi nu am făcut nimica. Pentru că în afară de portul de pasageri și portul petrolier, și tot ce a făcut Transoil-ul, se mai pot face foarte multe lucruri și dezvolta. Pe la Galați este un pic, de fapt acum, hai să zic, blocajul ăsta maritim, el iese din cauza sancțiunilor, începând la Marea Neagră, și Bosforul nu poate, trebuie să ai coridor verde. Nu pot să dau mai multe detalii la lucrurile astea. Este foarte complicată logistica în Marea Neagră, în general. Dar la noi, la graniță, probabil că de mult era cazul și am mai pus-o și eu. Deci când vom avea o vamă comună? Reținerea lui Gordodon, comentariul dumneavoastră nu l-am auzit. P-
Păi eu din ce am văzut, dumnealui a zis că dosarul lui a fost legat cu ați galbenă sau ceva de genul ăsta. Nu pot să comentez prea mult, eram în exterior, dar eu cred că ceea ce am văzut, că totuși a fost filmat, cu siguranță și doamna Sandu știam că era plecată, deci a fost tocmai atunci când era în afara țării. Și era ziua ei? Da. Eu nu pot să comentez multe, doar pot să zic că în cazul ăsta probabil că totuși doamna Sandu își va duce mandatul până la capăt. Ea nu a furat, eu nu pot să zic de domnul Dodon, din ce am văzut eu că... Deci justiția își va face job-ul, cum s-ar zice. Dar acest dosar cu locul, să vă zic așa cum, că, pentru că revin din diaspora, a fost foarte neplăcut pentru noi să-l vedem. Un pic ați comentat, un pic nu ați comentat nimic. Nu pot să zic cu ce va fi finalizarea, pentru că nu dau eu apreciere și, sincer, acum justiția trebuie să se expună. Eu am să vă întreb două întrebări în afara camerei acum când plecăm la fumat. Prima întrebare va fi... Eu nu fumez? Știu. Prima întrebare va fi... Până cât va costa benzina și motorina, pentru că o să mă suni prietenii și o să spun ce ți-a zis în afara camerei. Și doi, ce vă spun oamenii de afaceri mari pe care le știți despre acest război? Când se încheie? Nimeni nu știe când se va încheia. Cu analiștii care discutăm în principiu, pentru că și toate creșterile astea de prețuri și în special la produsele petroliere și la tot ce se întâmplă, sancțiuni, unii presupun că până în septembrie, alții zic că până la sfârșitul anului, că unii din business care și din partea Ucrainei zic că totuși va fi o continuitate, deci este un război nu doar cu Ucraina. Este în Ucraina, dar nu doar. Doamna Maria Dadurleșteanu, mulțumesc tare frumos că ați fost la emisiune. Vă doresc drum bun spre țara mamă. Mult succes în tot ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc mult pentru invitație și cu mare drag, mai bine. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă vedem mândri.